început să dea semne că se vindecă după trauma pe care a suferit-o în urma divorțului de George Burcea. Artista a rămas singură să le crească pe cele două fetițe. Dacă în ultima vreme, Andreea posta numai mesaje dedicate subtil lui George, de câteva zile încoace lucrurile par să se schimbe. Mai exact, se pare că perioada petrecută de Andreea Bălan în izolare, alături de cele două fetițe ale sale și mama ei, i-a priit la maximum și din punct de vedere al clarificărilor necesare cerute de sentimentele sale față de George Burcea. Prima a fost greu, dar chiar dacă i-a fost foarte greu, lucrurile par să fie mai bine și, acum, mai mult chiar, a acceptat ideea că va deveni o femeie divorțată. Artista pare că s-a odihnit suficient cât să poată să îi ofere, prin aluzii nu tocmai subtile, câteva sfaturi lui George Burcea. Iar primul dintre aceste sfaturi ale Andrei Bălan pentru viitorul fost soț al ei, George Burcea, este unul desprins parcă din filozofia orientală. Oamenii se schimbă, sentimentele se schimbă, lucrurile se schimbă și trebuie să îmbrățișăm schimbarea, căci numai așa putem evolua în bine, virgulă a fost postarea celebrei Andreea Bălan, sugerând că, de fapt, fără George Burcea va putea să evolueze și mai mult în bine. Ce spune artista despre divorț? Mai mult, în urmă cu puțin timp Andreea vorbea, tot în spațiul virtual, despre soțul ei ca despre un adult flămând. Fericirea și iubirea se învață în copilărie atunci când ești iubit de către părinții tăi. Dacă nu ai parte de iubire când ești mic, mai târziu în viață nu vei ști să fii fericit, nu vei ști să iubești și să accepti iubirea celor din jur. De la părintele de același sex cu tine, ar trebui să înveți iubirea de sine, iar de la părintele de sex opus, iubirea față de un partener. Copil lipsit de mandaieri, aprecieri, blândețe și iubire, va deveni un adult flamand, rătăcit prin viață, care va caută mereu ceea ce nu a avut când era mic, va avea repere eronate, va fugi din anumite situații dificile, va lua decizii nepotrivite vieții sale, va sabota și va proiecta pe orice partener neajunsurile sale sufletești, a scris Andreea Bălan.